Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Să stăm în picioare și să citim Cuvântul Domnului. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceleași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Mulțumesc. Vă rog să vă reocupați locurile. În momentele următoare, frați și surori, vom avea un cuvânt de învățătură despre darurile spirituale. Noi suntem o biserică pentecostală și subiectul acesta este abundent în Scriptură și este abundent în felul în care noi înțelegem Scriptura. Vă invit să aveți inima deschisă și mintea trează, Duhul treaz, să privim împreună în carte și nu doar de dragul de a învăța, ci de dragul de a învăța în perspectiva practicării, să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună în această dimineață. Dumnezeu în această dimineață s-ar putea să ne spună lucruri complet noi sau lucruri vechi pe care le-am uitat sau le-am neglijat și El vrea să le aducă aminte nu doar pentru a fi învățate, ci în perspectiva practicării. Observați că textul pe care l-am citit are în centru o idee de bază, echilibrul cu privire la valoarea de sine. Valoarea de sine înseamnă ce crezi tu despre tine însuți. Tendința contemporană este ca oamenii să creadă despre ei înșiși că sunt mai buni, mai tari, mai deștepți, mai grozavi decât sunt. Aceasta este tendința contemporană. În general, omul tot timpul a avut această tendință, dar omul modern, omul tehnologizat, omul industrializat, omul secularizat, omul care trăiește în societatea aceasta care îți spune tu ești tare, are despre sine, indiferent că e în biserică sau în afara bisericii, are tendința să se creadă mai bun decât este. Valoarea de sine înseamnă ce părere ai tu despre tine însuți. Să ai echilibru în viață, având o părere cinstită despre tine, obiectivă, acoperită de realitate, este cel mai înalt dar pe care un om îl poate avea. În general, cei mai mulți oameni cad în extrema superiorității, crezându-se mai buni decât sunt. Sunt și oameni care cad în extrema inferiorității, crezându-se mai slab decât sunt. Nici o extremă nu este bună. Nici extrema inferiorității nu înseamnă modestie. Modestie înseamnă să fie echilibrat. Să ne înțelegem bine, modestie nu înseamnă extrema inferiorității. Modestie înseamnă să fie echilibrat. Pavel spune, fiecare să aibă despre sine o părere cinstită, care e acoperită de realitate. Și în ce fel mă pot verifica eu? Pavel spune următoarele lucruri. Să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu ce? Potrivit cu măsura, cu cantitatea, cu intensitatea, cu volumul de credință pe care Dumnezeu i l-a dat. Și mai jos, Pavel explică, spunând următoarele lucruri. Vom vedea lucrul acesta prin statornicia în slujire. Ascultați-mă, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Și Biblia spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l folosească
potrivit cu măsura aceea de credință care i-a fost dat. Cine cântă, să cânte potrivit cu măsura de credință care i-a fost dat. Cine predică, cine învață, cine cârmuiește, cine slujește în oricare alt departament de slujire, că e complexă slujirea, să slujească în funcție de echilibrul, de măsura de credință care i-a fost dată. Și Biblia spune, vom ști sigur că o persoană e chemată să slujească într-o slujire și prin dovada consecvenței. Ce înseamnă dovada consecvenței? Dovada consecvenței este următoarea. Cine cântă, trebuie să te bazezi pe cine cântă. Dacă astăzi cântă și mâine nu mai cântă, întreb eu, câtă chemare de la Dumnezeu are? Întreb eu, câtă credință că ceea ce face, face la porunca lui Dumnezeu are? Scriptura spune, cine este chemat la o slujbă să se țină de ea. Nu poți să cânți din an în Paște, nu poți să predici din an în Paște, aici e vorba de o dedicare în slujire. Iar persoana care nu-i dedicată în slujire demonstrează lipsa chemării. Am vorbit mult despre darurile duhovnicești. Trebuie să acceptăm că amatorismul acesta bolnav de a veni când vrei să faci o slujbă se poate practica doar într-un context bisericesc bolnav. Când spun bolnav, mă refer la excesiv de tolerant și firește de permisiv. Scriptura vorbește de consecvență în slujire și de dedicare în slujire, adică de niște oameni pe care te poți baza în punctualitate, în prezență, în predicare, în conducere, în cântare. Nu poți să faci slujbă cu niște oameni care te uiți la ușă să vezi dacă vin sau nu vin la biserică. Biblia spune, cine are o slujbă să se țină de ea, să o facă cu inimă, să o facă cu râfnă, să o facă cu dăruire, să te poți baza pe omul acela. Dacă nu te poți baza pe el, pentru un pastor este dovada suficientă că omul acela n-are nicio chemare. O face doar pe fond emoțional. Ori când se simte amenințat de Domnul, când are un necaz, vine repede să facă slujba, crezând că îl îmbunează pe Dumnezeu. Dar el nu o face pentru că se simte chemat să o facă. Când Dumnezeu te cheamă să faci un lucru, indiferent de starea inimii, că treci prin necaz, că treci prin bucurie, că oamenii te prigonesc sau că oamenii te aclamă, devii celebru, ești acolo nu la chemarea oamenilor și nici la faptul că îți merge bine sau ți-e greu, ci la chemarea lui Dumnezeu. Ce fel de oameni sunt oamenii care slujesc numai când le merge bine? Numai când le este bine? Darurile spirituale, din punct de vedere omenesc, sunt o onoare, dar sunt și o povară. Știți cum este să ai inima frântă și să vii să predici? Știți cum este să ai inima frântă și să te duci să cânți? Știți cum este să ai inima frântă să plângă sufletul în tine pentru problemele vieții personale, de familie și să stai să faci ordine zâmbindu-le altora când sufletul plânge? Dar ce ar fi fiecare dintre noi să spunem astăzi nu mă simt bine, nu cânt, astăzi nu mă simt bine, nu predic, astăzi nu mă simt bine, nu păstoresc? Așa a făcut Moise? De câte ori a făcut Pavel și cu Domnul Iisus așa? Frați și surori, când primești un dar, e o onoare, dar este și o teribilă povară. Pentru că asta înseamnă că de acum înainte trebuie să fii acolo în post de dragul Domnului care ți-a dat darul acela. Domnul nu dă darul acela ca să împodobească pe unii, ca să creeze celebrități. Domnul dă darul acela să slujească frățietății prin învățătură, prin evangelizare, prin cântare, prin îmbărbătare, prin vizitare și în toate celelalte feluri care compun complexitatea slujirii în adunarea lui Dumnezeu. E o mare onoare să primești chemarea să slujești. E o mare onoare. Să fii partener cu Dumnezeu, să lucrezi împreună cu Dumnezeu, dacă Bush mi-ar permite să stau doar o zi cu el și să slujez la Casa Albă, mă gândesc că m-aș fuduli o viață. Și totuși mă cheamă Stăpânul Universului să lucrez cu el în fiecare zi, să-l slujesc pe el, să slujesc biserica sa și lucrul acesta să fie pentru mine un lucru de apucat. Dar darul acesta al chemării în slujbă este o mare povară. Pentru că uneori ai inima frântă și de-abia te mai târăști la adunare și trebuie să te ridici și să vorbești în numele Domnului. Dar în tine există dureri, ca în fiecare muritor. În tine există nevoi neîmplinite, în tine există răni care sângerează și trebuie să te neglijezi pe tine
Și trebuie să te îngrijești de turma Domnului, de oițe, de oi, de mielușei, pentru că aceasta este chemarea în slujbă. Cine are o slujbă, să se țină de ea. Aș vrea în momentele următoare să mai spun câteva lucruri în legătură cu darurile spirituale și scopul pentru care spun lucrurile care le spun este să capete poporul învățătură, să aibă o viziune clară, biblică, unitară și să înțelegem faptul că darurile Duhului sunt împărțite nu doar la cap sau la picioare, ci sunt împărțite în trup. Când eu mănânc, vitaminele nu se duc doar în rinichi și în ficat sau doar în nas și în urechi. Se duc absolut în fiecare celulă a corpului meu și tot corpul este hrănit. La fel, darurile Duhului sunt împărțite în tot corpul lui Iisus Hristos, care este biserica. Și chiar în mădulare mai puțin însemnate, cu mai puțină școală, cu mai puțină valoare, dar cu pocăință, cu spirit de unitate, de colaborare, de omenie și de respect. Nu într-o relație de adversitate, că dacă ochiul meu s-ar certa cu urechea, n-aș mai fi bun de nimic. Observați, vă rog, câteva recomandări ale Bibliei cu privire la lucrarea darurilor spirituale, la scopul darurilor. Atunci când Dumnezeu ne dă daruri, El are un anumit scop și scopul acesta are multe obiective. Scopul darurilor duhovnicești este să facă pe fiecare credincios născut din nou un slujitor implicat în împlinirea intereselor împărăției lui Dumnezeu. Vă întreb, în ce fel împlinește un credincios interesele împărăției când Dumnezeu i-a dat să administreze bani, iar el îi administrează evitând biserica unde Dumnezeu l-a așezat, părându-i se că banii ăia sunt ai lui? N-ar putea Dumnezeu să-i ia? Ba da. N-ar putea Dumnezeu să-i ia viața? Ba da. Dumnezeu i-a dat posibilitatea aceasta de a sluji prin banii lui și el trebuie să se simtă responsabil că o parte din banii lui trebuie să implice. Aici nu se pune problema dacă vrea sau dacă nu vrea. Trebuie. Acesta este felul în care Dumnezeu îl implică pe el în slujire. Dacă omul ăsta e lacom, e zgârcit, dacă urăște lucrarea lui Dumnezeu că nu știu cum nu e el săltat în slăvi și lăudat în adunare, atunci el își va retrage sponsorizarea. Dar el nu înțelege că practica asta nu e o lucrare omenească. Biserica lui Dumnezeu merge și fără mine și fără dumneata. Fără oricine merge. Dar când Dumnezeu ne-a chemat să slujim, nu ne-a chemat în virtutea firii și a ambițiilor. Noi trebuie să ne simțim responsabili nu în fața păstorilor, ci în fața lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu mi-a dat darul să predic, vai de mine dacă nu predic. Mie nu mi-a dat o organizație darul de a predica. Mie nu mi-a dat frații darul de a predica. Dumneavoastră nu v-a dat Dumnezeu, nu v-au dat oamenii darul de a face o slujbă, ci vi l-a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar nativ sau dar primit. Și noi față de Dumnezeu suntem responsabili să ne folosim darul. Diavolul încearcă să ne oprească. Când Dumnezeu vrea să ne oprească, ne oprește sigur. Nimeni nu se poate pune cu Dumnezeu. Asta e clar. Dar când diavolul vrea să ne oprească, noi nu trebuie să ne oprim. Pentru că pe noi nu diavolul ne-a angajat în slujbă. Pe noi ne-a angajat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a angajat, noi trebuie, indiferent că ne doare un genunchi sau amândoi, trebuie să tragem și cu dinții să ne manifestăm darul și slujirea până când ne va chema Dumnezeu acasă. Iar dacă Dumnezeu vrea să ne oprească, păi ce este lui Dumnezeu să îngăduie peste mine o paralizie, să dau un exemplu? Și să nu mai pot să vorbesc, să spun Marian. Mai predică lui Gimițoi atunci? Nu. Sau ce este să spună, să se audă dimineața, fraților, a murit fratele lui azi noapte. Mai vine el la învo să predice? Nu. Când Dumnezeu vrea să oprească un om, indiferent ce slujbă face în adunare, el nu se joacă. Dar când Dumnezeu dă darul poporului, nu îi le dă să se lase ofiliți, șifonați, opriți de fiecare vânt și întristare și încercare. Darurile au fost date ca să slujim frățietății și nu slujim într-o atmosferă propice și slujim uneori într-o atmosferă de adversitate. Uitați-vă la Pavel, ce atmosferă propice a fost când Biblia ne spune, fraților, lupte dinăuntru, probleme în afară, bătut, neînțeles, ponegrit, vorbit de rău,
Aceasta este atmosfera în care a slujit Pavel. Astea au fost opriri din partea Domnului sau opriri din partea diavolului și a sistemelor din vremea aceea? Filozofice, păgâne, chiar religioase uneori. Acest scop al Bisericii lui Dumnezeu nu este împlinit doar de pastor și de comitet. Nu doar eu trebuie să slujesc în adunare, eu trebuie să slujesc oricum, indiferent că dumneavoastră slujiți sau nu. Dar ce ar fi dacă unui om i-ar merge doar gura și nu i-ar merge ochii, urechile, nasul, mâinile, picioarele și niciun alt mădular? Cât de om ar fi ăla? Ar fi doar o mașină de vorbit? Sau ce ar fi dacă i-ar merge doar mirosul sau gustul sau mâinile și nu i-ar funcționa picioarele? Trup înseamnă că toate mădularele acționează în unitate sub călăuzirea capului, a turnului de control. Priviți, vă rog, câteva recomandări ale scopului darurilor spirituale. Primul dintre ele, fiecare om născut din nou a fost creat de Dumnezeu pentru slujire. Citesc de Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Noi suntem creația lui Dumnezeu și am fost zidiți în trupul spiritual al lui Iisus Hristos în biserică pentru faptele bune pe care le-a pregătit El mai dinainte ca să umblăm în ele și să slujim cu mărturia noastră a faptelor bune. Fiecare suntem chemați la asta. Nu doar oamenii aleși în comitet, nu doar slujitorii, ci fiecare om. Cine este zidit în Hristos are această responsabilitate. Trebuie să se simtă responsabil față de Domnul. În al doilea rând, fiecare nu doar că este creat, zidit pentru slujire, dar este mântuit în perspectiva slujirii. Mântuirea nu este scopul final, ci este scop de tranziție, de mediu, de context, pentru că în contextul mântuirii omul trebuie să slujească. Priviți ce spune Timotei, ce îi spune Pavel lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. El ne-a mântuit și continuă, și e conjuncția și care leagă verbul a mântui de verbul a sluji. Nu există om mântuit care să nu fie implicat în dinamica slujirii. Dumnezeu nu mântuiește oameni și îi conservă. Dumnezeu mântuiește oameni și îi aruncă în foc. În focul slujirii, în focul suferinței, în focul adversității. Cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu au avut cea mai complicată viață. Ce bine a adus-o Moise la palat când n-a slujit pe nimeni, 40 de ani. A adus-o bine chiar și în pustie, având grijă de o turmă de oi. Însă atunci când a slujit un popor tare la cerbice, Moise a avut probleme interminabile. Atunci când slujim, trebuie să fim pregătiți să ne confruntăm cu tot felul de adversități. Cine intră în slujire cu pretenția să fie toată ziua aclamat și apreciat și tot felul de lucruri de genul acesta, nu înțelege ce înseamnă slujirea. Hristos spunea, dacă mie mi se face așa, voi ce așteptări aveți? În al treilea rând, fiecare este chemat pentru slujire, nu doar zidit în zidirea bisericii, nu doar mântuit în zidirea bisericii, ci fiecare este chemat, are o chemare personală. 1 Petru 2,9. Voi însă, adică voi, biserica, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, voi sunteți un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat, de ce? Să fie al Lui și să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Să vestiți, să proclamați, să vorbiți, să anunțați, să informați, voi toți, seminția lui Dumnezeu aleasă. Fiecare dintre noi trebuie să ne simțim responsabili față de această chemare. Noi nu am fost implicați în trupul lui Iisus Hristos doar ca să-i disprețuim pe cei nemântuiți. Nici să avem o atitudine de superioritate a faptului că Dumnezeu ne face parte de haruri supranaturale. Nu. Noi suntem chemați cu toții să ne implicăm în slujire potrivit chemării. Să nu credem că suntem nici mai tari, dar nici să nu facem pe modești dându-ne înapoi. Că dându-te înapoi, nu poți să faci lucrarea Domnului. Dacă atunci când te cheamă familia la masă, te dai înapoi, nu-i așa că rămâi flămând? Dacă atunci când ai un dar, o slujire și te dai înapoi, te întreb cine face slujirea aceea?
O face tot unul care o face și pe a lui și la urmă rămâne peste program să o facă și pe a dumitale. Aia e omenie, aia e frăție, ăla e trup, aia e unitate. Dar Pavel spune să nu aveți despre voi păreri mai înalte, ci să fiți echilibrați. Și ce dă echilibru? Măsura credinței. Măsura credinței spune cât trebuie să slujești. Nu te crede mai credincios decât ești, pentru că se vede cu fapta. Din gură e ușor să fii credincios. Însă Pavel aduce dovada consecvenței. Cine face să facă consecvent. Asta dă unui slujitor valoare. Faptul că ce i-ai dat să facă, face. Indiferent dacă plouă sau nu, eu știu că Viorel Losneanu este acolo. Niciodată nu-l sun înainte de adunare pe David să-l întreb: David, astăzi vii la adunare. Dar de ce mă întreb, frate Luigi? Păi gheață afară. Păi dacă gheață afară pentru tine, e și pentru mine. Și dacă tu ești la adunare, sunt și eu. Nu trebuie să verificăm dacă vine slujitorul la adunare că gheață, că-i furtună, că plouă, că ninge, că e inflație. Locul lui este aici. Asta este dovada echilibrului slujirii. Fiecare este înzestrat pentru slujire, în al patrulea rând. Dumnezeu nu cheamă oameni să slujească fără să le dea daruri. Chemarea unui slujitor este acoperită de înzestrarea lui Dumnezeu. Dacă chemarea unui om pretinde că e mai mare decât acoperirea pe care o are, ați observat când te duci la să faci o cheltuială, să cumperi ceva, și cardul pe care îl folosești nu acoperă suma pe care o ai, funcționarul de la ghișeu nu-ți dă lucrul pe care vrei să-l cumperi. Spune așa: dumneata ai pe card $3,000 și vrei să faci o cumpărătură de $4,000. Nu ți acoperi decât $3,000, $1,000 cu ce o acoperi? Așa se întâmplă cu o persoană care se pretinde mai predicator, mai cântăreț, mai păstor, mai slujitor, dar n-are acoperire de autoritate divină în ce face. Cu gura e credincios și predicator și cântăreț și pastor până la marginile pământului, dar n-are acoperire de autoritate. N-are acoperire de har. Căldura aceea duhovnicească care simți că vine din predică, învățătura aceea care te pune în picioare, care îți luminează mintea, harul acela care îți încălzește inima, care îți dă direcție, n-are acoperire. Pretențiile sunt mari, promisiunile sunt grozave, așteptările sunt... Dar acoperirea e doar de 3.000. Ei, asta spune Pavel, nu te crede de 4.000 când acoperirea e de 3. Verifică tot timpul accountul tău să vezi câtă măsură de credință ai, câtă stabilitate poți avea zilnic în casa lui Dumnezeu, nu sporadic. Odată sunt 50 la cor, odată sunt 20. Întreb eu ceilalți 30 unde sunt. Pavel spune, cine are o slujbă, să o facă și duminică dimineața, și duminică seara, și joi, și marți, să o facă mereu. Cine are o slujbă, de fapt expresia e, cine e chemat la o slujbă, să se țină de ea. Dacă nu să-și dea drumul, pentru că un om care când se ține, când nu încurcă, mă bazez pe el că e aici și nu e. Fiecare este înzestrat pentru slujire. Spune cuvântul Domnului, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească, ascultați-mă după ce. Încă o dată, uitați-vă în Biblia dumneavoastră ca să verificați. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Și acum ascultați-mă cu atenție. Ca niște buni spravnici, ce înseamnă spravnici? Administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Ca niște buni spravnici, fiecare din voi, adică fiecare, să slujească cât? Să slujească în funcție de darul pe care l-a primit. Dar de predică, dacă l-are. Dar de cântare, dacă l-are. Dar de conducere, dacă l-are. Întreb eu, poți pe un om să-l pui să slujească dacă n-are darul, doar că a pus fereastra la adunare? Doar că e tânăr sau doar că e bătrân, sunt astea criterii? Uitați ce spune Petru. Petru spune așa, un om trebuie să slujească câtă acoperire de dar are. Dacă are darul de predică, pune-l să predice. Dacă nu are, nu-l pune. Dacă are darul să cânte, pune-l să cânte. Dacă nu are darul, nu-l pune. Dacă are darul să păstorească, pune-l. Dacă nu-l are, nu-l pune. Păi vrea adunarea lui Dumnezeu să slujească un om care nu are darul? Cum să slujească dacă nu are darul? Pe uscat? De ce să slujească? Dacă Dumnezeu nu i-a dat darul, înseamnă că nu-l vrea acolo.
Cine sunt eu să trec peste organizarea lui Dumnezeu? Doar ca să mulțumesc pe cineva? Doar ca să-mi fac prieteni? Doar ca să repar relațiile cu cineva? Asta e filozofia lui Dumnezeu din biserică? Nu este un mesaj de evangelizare. Vino la Iisus că te iubește. Este un mesaj pentru cei bătăioși, pentru oamenii lui Dumnezeu care au îmbătrânit pe calea Domnului. Este un mesaj de verificare. Mesajul acesta nu are rol de reproș sau de descurajare, ci de verificare. Când ne ducem la doctor, îl lăsăm să ne verifice tot trupul, din cap până în picioare, pentru ca să vedem, nu cumva să nu avem vreo problemă. Nu cumva să avem ceva în trupul nostru care ne provoacă moartea. Așa este și duhovnicește. Frați dragi, nu primiți cuvântul ca pe o avalanșă de descurajare, ci ca pe o rază spirituală care demască în noi anumite rădăcini de amărăciune. Noi trebuie să acceptăm că în calitate de muritori avem tendința de invidie, avem tendința de a fi mari, avem tendința de a fi în față, avem tendința să ne promovăm familia, adică nepotismul, avem tendința de a ne pune copii în față, de a ne pune parteneri în față, rudele în față. Asta e o tendință firească. Ori trebuie să fii foarte pocăit când ai posibilitatea să o faci, să nu o faci. Când nu ai posibilitatea, e simplu, că oricum nu ai. Ei, noi trebuie să ne verificăm dacă nu cumva ne trec prin minte astfel de gânduri de nedreptate. Și să avem grijă dacă Domnul vine la noapte. Cum suntem? În felul ăsta ne va judeca Dumnezeu după Evanghelia aceasta. Fiecare este autorizat pentru slujire. Matei 28, 18 la 20. Duceți-vă în toată lumea. Fiecare este trimis pentru slujire. Matei 20 la 26. Oricine va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Fiecare e pregătit pentru slujire. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Fiecare e pregătit pentru slujire, dar fiecare este necesar pentru slujire. 1 Corinteni 12 cu 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și fiecare va da socoteală pentru slujire. Închei cu gândul acesta, stimați frați și surori. Noi ne vedem unul în fața altuia. Eu nu trebuie să dau socoteală decât Bisericii Domnului, dar dincolo de Biserica Domnului, care nu știe toate lucrurile, știu eu ce e în inima dumitale, știi dumneata ce e în inima fratelui, știm noi ce e în inima celorlalți, noi nu știm. Noi dăm socoteală unii în fața altora în interiorul bisericii locale, care e familia locală a lui Dumnezeu, dar dincolo de asta, noi vom da socoteală în fața Creatorului. El cunoaște gândurile ascunse, El cunoaște telefoanele date, El cunoaște vorbele spuse despre cineva în absența acelui cineva. El cunoaște exagerările, El cunoaște totul, totul, totul. Astăzi încă un om mai poate rămâne ascuns, dar când va veni ziua judecății mâine și ce s-a spus în ascuns va fi spus despre acoperișul casei, ce vom face? Frați și surori, vă rog, îngăduiți-mi să vă spun următorul lucru, va fi îngrozitor atunci dacă nu ne pocăim acum. Pentru că va trebui să dăm socoteală lui Dumnezeu de investiția Lui făcută în noi, neacoperită de slujire, de dedicare, de râvnă, de consacrare și așa mai departe. Uitați ce spune cuvântul, orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul. Când veniți aici, nu slujiți pentru păstor, nu slujiți pentru frați, nu slujiți pentru surori, slujiți ca pentru Domnul. Fă lucrul acela cât mai bine, ca pentru onoarea lui Dumnezeu. Trebuie să te întreci cu îngerii în ce faci. Câtă excelență primește Dumnezeu în ceruri, câtă calitate la nivelul excelenței privește Dumnezeu în ceruri. Și Biblia ne spune, când faci un lucru, fă-l ca pentru Domnul, o cântare, o predică, un îndemn, o zi la ordine, o colectă, o administrare a sunetului, a imaginii, la Beta Nilen, la școala duminicală, oriunde în altă parte, fă-o ca pentru Domnul, fă-o frumos, chiar dacă nu te apreciază nimeni, chiar dacă nu te vede nimeni, fă-o din tot sufletul ca să-ți poți pune capul liniștit pe pernă, pentru că într-o zi vei da socoteală. Și eu voi fi lângă dumneata și voi da socoteală. Dar la ce-ți folosește dumitale că și mie îmi cere socoteală stăpânul, dacă dumneata nu ești în regulă? Frați și surori, uitați ce spune Scriptura. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți lui Hristos.
Încerc în această dimineață să-ți pun o ultimă întrebare. Te simți slujitor în fața lui Iisus Hristos sau nu? Dacă te simți slujitor în fața lui Iisus Hristos, cum îți permiți, dintr-o ambiție omenească, să nu faci slujba la care te-a chemat Dumnezeu? Sau cum îți permiți, dintr-o dorință omenească, să faci ce știi bine că Dumnezeu nu te-a chemat să faci? Acesta să fie gândul de final cu care să medităm. Doamne, mi-ai dat un dar, ce fac cu el? Vreau să fac mai puțin decât mi-ai dat, dând înapoi un pas, făcându-mă vinovat de păcatul leneviei spirituale? Sau mă duc înainte un pas, făcându-mă vinovat de mândrie spirituală? Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să existe în inima noastră o atitudine sinceră și adâncă de pocăință și să ne lăsăm Duhul frământat de cuvântul Domnului și de Duhul Sfânt. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.